I want to read a verse in Ephesians in chapter 6. Vreau să citesc un verset din Efeseni, capitolul 6. Efeseni 6, and verse 10. Efeseni 6, versetul 10. Cu mulți ani în urmă, Domnul mi-a vorbit prin acest verset. Și mi-a arătat unul din secretele prin care îl putem birui pe Satan. Vă rog să priviți la acest verset cu atenție. Efeseni 6:10. Mă scuzați, versetul 12. Tot pasajul acesta se referă la lupta spirituală. Și înainte să studiem acest verset, vreau să vă spun ceva. În vechiul legământ nu a fost o astfel de luptă spirituală. Dacă citim de la Geneza la Maleahi, nu vei citi despre niciun om care să se fi luptat cu Satan. Nu l-a confruntat nimeni direct pe Satan. Citești indirect în cartea lui Iov despre Satan, dar Iov nu l-a confruntat direct pe Satan. Citești că Satan l-a ispitit pe David, dar nu a fost o confruntare directă. Și Zaharia a văzut o vedenie cu Satan și marele preot Iosua, dar nu a fost niciun singur caz de la Adam. Adam și Eva l-au confruntat direct pe Satan și au fost biruiți. Dar următoarea persoană din istorie care l-a confruntat pe Satan după Adam și Eva a fost Isus și a biruit. Motivul pentru care Dumnezeu nu i-a permis lui Satan să aibă lupte spirituale cu evreii era pentru că toți ar fi fost învinși. Ei nu aveau Duhul Sfânt în ei. Isus nu murise, Satan nu a fost încă învins la cruce. Deci cum ar fi putut ei să-l învingă pe Satan? Dumnezeu nu ne lasă să fim ispitiți peste puterile noastre. Astăzi, noi nu trăim această stare a evreilor de atunci. Noi trăim vremurile de după calvar și înviere. Noi trăim într-o vreme când satan a fost deja înfrânt și inimile noastre sunt curățate de sângele lui Hristos. Trăim într-o vreme în care Duhul Sfânt locuiește în noi. Deci sunt vremuri complet diferite. De aceea, în Noul Testament, citim mult despre lupta spirituală. De exemplu, scoaterea de demoni. În Vechiul Testament nu citești nicăieri că vreun om evlavios a scos demoni. Isus a fost prima persoană care a scos demoni. Apoi, bineînțeles, Pavel și alții. Acestea toate pentru a arăta biruința. Isus a spus odată în Evanghelie, dacă eu scot demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Deci când a venit Isus, faptul că a scos demoni a fost o indicație că satan va fi înfrânt și că împărăția lui Dumnezeu a venit. Când ucenicii au scos demoni după ziua cinzecimii, împărăția lui Dumnezeu venise deja. Împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ în ziua cinzecim și astăzi se găsește în biserică. Așa înțelegem noi. Să vă arăt un verset în Evanghelie, înainte de a trece la Efeseni 6. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 28, Citim că Isus a zis, vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu este același lucru. Deci erau oameni care trăiau chiar atunci și cărora Isus le-a spus, unii dintre voi, nu veți muri până nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Care este semnificația acestui lucru? Acei oameni trăiau. Deci nu se referea la a doua venire a lui Hristos, ci la ziua 50. -mi. Și unii dintre acei oameni care trăiau atunci vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind. Deci noi trăim în acea împărăție acum. Și Satan atacă împărăția lui Dumnezeu. Acum să deschidem la Efeseni 6. Pavel spune în versetul 12: Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Satan nu este în iad. Oamenii care nu citesc Biblia cred că este în iad. Dar Satan și demonii nu sunt în iad. Sunt numai anumiți demoni care au păcătuit sexual în vreun fel cu omenirea pe vremea lui noi. Citim aceasta în Geneza 6. Aceștia sunt cei pe care Domnul Isus i-a pedepsit și închis în adânc. Dar toți ceilalți demoni sunt liberi, nu sunt în iad. Și când Isus a scos demonii dintr-un om posedat, ei se numeau legiuni. Și ei l-au rugat pe Isus, nu ne trimite în adânc. Aceasta ne arată că ei nu erau în adânc. Și Isus a zis, ok, încă nu este timpul să mergeți în adânc, deci puteți intra în porcii aceia. Deci Satan este în locurile cerești. Sunt trei ceruri. 2 Corinteni 12. Pavel spune am fost răpit în al treilea cer. Și de asemenea spune că a fost răpit în paradis. Deci paradisul este în al treilea cer. Acum după învierea lui Isus Hristos Deci primul cer este ceea ce citim în Psalmul 8, când privesc cerul, lucrarea mâinilor tale. Acesta este Universul. Universul este primul cer și este un spațiu imens, mai mult decât ne putem imagina. În al treilea cer este locul unde se află Dumnezeu. Deci între cele două presupun că este al doilea cer. Satan, înainte să devină Satan, a fost un înger uns care avea acces în prezența lui Dumnezeu, în al treilea cer. Apoi a fost dat afară de acolo, când a păcătuit și s-a răzvrătit și a ajuns mândru, a vrut să se înalțe pe sine însuși și a fost dat afară. Unde? În al doilea cer. Și citim în Apocalipsa că într-o zi el va fi aruncat pe Pământ. Ziua aceea încă n-a venit. El va fi aruncat din al doilea cer. Apoi citim în Apocalipsa 20 că în final va fi aruncat în iazul de foc. Aceasta va fi la sfârșit. Acum el este în al doilea cer, dar el poate să se miște pe pământ. După cum i-a spus lui Dumnezeu în cartea lui Iov, capitolul 1. Dumnezeu l-a întrebat de unde vine. El știa, dar vrea ca Satan să spună asta. Probabil pentru binele nostru. Și satan a spus, de la cutreierarea pământului. M-am uitat la oameni, i-am observat. De aici vedem ce face satan. Se plimbă pe pământ să observe mai ales pe copiii lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu a putut să-i spună lui satan, tu care umbli cu pământul și uitându-te la oameni, l-ai văzut pe robul meu Iov? Dintre toți oamenii pe care i-ai întâlnit, ai întâlnit mulți fățarnici care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar Iov e diferit. Este un om care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan îl știa bine pe Iov. El și-a dat toate silințele să-l tragă în jos pe Iov, dar fără succes. Pentru că Iov îl iubea pe Dumnezeu mai mult decât își iubea soția, copiii, mai mult decât își iubea proprietățile și, în cele din urmă, mai mult decât își iubea propria sănătate și propria viață. O mărturie uimitoare. Ce lucru minunat că Dumnezeu a avut o persoană pe pământ cu care s-a putut lăuda. Îmi amintesc ca tânăr creștin când am citit în această carte și am văzut cum Dumnezeu s-a lăudat cu Iov înaintea lui Satan, spunând: Ai văzut pe robul meu Iov? Nu e niciunul ca el pe pământ care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Când aveam vreo 20 de ani, am citit aceasta și am spus, Doamne, vreau să fiu și eu așa. Pe atunci încă lucram în marină și am zis, Doamne, și eu vreau să fiu un astfel de tânăr. Când diavolul străbate tot pământul și privește diferiți creștini, să pot să mă arăți pe mine, și nu numai pe mine, ci fiind unul dintre mulți care se tem de Dumnezeu, cinstesc pe Dumnezeu și se abat de la rău. Să-mi întorc ochii și limba de la rău. Am căutat să am această mărturie. Mi-a luat destui ani să ajung acolo. Pentru că este asemenea unui copil care încearcă să umble. Și am căzut de multe ori în acei ani de la început după nașterea mea din nou. Dar am fost hotărât în aceasta. Și în cele din urmă Dumnezeu m-a adus în acel loc de biruință asupra lui Satan și a atacurilor sale. Mi-amintesc -am că Dumnezeu mi-a spus cu câțiva ani în urmă, după cum ție ți-a fost frică de Satan timp de mulți ani, de acum înainte, Satan se va teme de tine. Aceasta a fost o binecuvântare pentru inima mea, că nu numai că nu trebuie să fie frică de Satan, ci El se va teme de mine. Nu cred că Dumnezeu poate spune lucrul acesta despre fiecare copil al lui, pentru că mulți dintre copiii lui Dumnezeu se tem de satan și nu au putere asupra lui, pentru că au păcate ascunse în viața lor. Ei nu-și controlează limba. Nu au gânduri curate. Și atunci satan are puteri. și nu îi se pot împotrivi. Pentru că nu au arme pentru a lupta împotriva lui. În Efeseni 6 sunt menționate multe arme: Platoșa neprihănirii, Sabia Duhului, Scutul Credinței, etc. Dar înainte de a ajunge la arme, aici este ceva la care trebuie să fim cu toții atenți. Și dacă vreți lucrul acesta, puteți începe de aici, în această bătălie împotriva lui Satan. Efeseni 6 cu 12. Lupta noastră nu este împotriva ființelor umane, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, cele care sunt în al doilea cer. Și ce mi-a arătat Domnul în prima parte a acestui verset a fost că lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci împotriva forțelor satanice. Și Domnul mi-a arătat și mi-a spus prin acest verset, dacă vrei să-l biruiești pe Satan și pe demonii lui, în modul în care te atacă pe tine și familia ta, în gândurile tale și în viața ta, trebuie să te hotărăști astăzi că de acum înainte nu vei mai lupta niciodată cu vreun om. Cu privire la orice. Nu vei mai lupta cu oameni cu privire la absolut nimic. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor celui rău. Deci, ceea ce mi-a arătat Domnul a fost că dacă lupți cu oamenii, îți pierzi energia și muniția cu ei. Și exact asta vrea Satan ca tu să faci. Pentru că atunci vei fi slab când va trebui să lupți cu el și nu vei fi capabil să-l biruiești. De aceea Satan instigă așa de mulți creștini, soți și soții, să lupte unul cu altul. Ceartă, conflicte, nu rezolvă problema și merg în pat cu toate aceste dușmănii în inimă. Și cine se bucură? Diavolul. Fiecare soț și soție care se ceartă, diavolul se bucură în casa lor. Și când merg la culcare, fără să-și rezolve problema, diavolul este încântat și spune, oh, încă o casă în care am putere deplină.” Biblia spune foarte clar în Efeseni 4: Să n-apună soarele peste mânia ta. Versetul 26. În vremurile de odinioară, apusul era timpul în care oamenii mergeau la culcare. Deci, Efeseni 4,26 spune, Nu te duce la culcare cu mânie în inima ta. Știți câte mii și mii de soți creștini merg la culcare cu conflictele nerezolvate în inima lor? Cu atitudini greșite față de celălalt? măcar dacă le-ar rezolva înainte de a merge la culcare. Un creștin devotat ar rezolva problemele acestea într-o clipă. Nu ar aștepta până să meargă la culcare. Dacă ți intră un spin în picior, nu îl scoți înainte de a merge la culcare, ci imediat. Și creștinul devotat rezolvă imediat cu cineva în ceea ce îl privește pe el. Nu putem avea pace cu toți oameni. Biblia spune în Roman 12 cu 18, cât de voi, trăiți în pace cu toți oameni. Pentru că pacea depinde dacă și cealaltă persoană cooperează. Eu sunt gata să am pace cu fiecare om din lume. Dar dacă cineva nu vrea să aibă pace cu mine, ce pot să fac? Apropo, acesta este singurul verset din Biblie, Roman 12 cu care spune, dacă este posibil, cât ține de voi, de ce spune asta? Romani 12, 18. Dacă este cu putință. În Biblie nu mai este o asemenea poruncă. Nu se zice, dacă este posibil, nu curvi. Dacă e posibil, nu te mânia. Dacă e posibil, nu pofti cu ochii. Dacă e posibil, nu iubi banii. Nu! Acestea sunt porunci categorice. Nu te mânia. Nu pofti cu ochii. Nu iubi bani. Nu te îngrijora. Nu se spune dacă este posibil. Nici nu spune dacă e posibil, bucurați-vă totdeauna. Nu, ci bucurați-vă totdeauna, punct. Dar când este vorba despre pacea cu toți oamenii, dacă este posibil. Pentru că depinde și de celălalt om. Eu am pace în inimă. E întotdeauna acolo. Sunt mulți oameni care nu au avut niciodată pace cu Isus. Sunt mulți oameni în lume care nu au pace cu mine. Din partea mea doresc pacea cu ei, dar ei nu o vor. Și ce să fac? Nu le-am făcut niciun rău. Ei pur și simplu nu mă plac. Pentru că susțin ce a spus Domnul și mai ales că susținem anumite principii în biserica noastră. Din cauza aceasta nu mă plac mulți creștini, mulți predicatori și pastori, nu mă plac. E în regulă. Dar eu nu am nimic împotriva cuiva. Este foarte important să ai pace în inima ta față de toți oamenii. Dacă e posibil, trăiți în pace cu toți oamenii. Și de asemenea, spune în Evrei 12, versetul 14, căutați pacea cu toți oamenii, fără nicio excepție, cu dușmanii, vecinii, soacra, cumnații, toți. Căutați să aveți pace cu fiecare persoană. Asta înseamnă că atât cât vă privește pe voi, căutați pace. Dacă ei nu o vor, atunci e responsabilitatea lor și nu mai e a voastră. Deci, spune aici că lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui. Și Domnul spune, trebuie să vă asigurați să nu intrați niciodată în vreo dispută contradictorie sau să vă luptați cu vreun om pentru ceva. Și aici sunt incluse și doctrinele. Eu nu mă cert niciodată cu oamenii cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Eu proclam cuvântul lui Dumnezeu și dacă vine cineva și îmi spune, frate Zac, cum poți învăța lucrul acesta? E o învățătură greșită. Cum explici această doctrină? Și îi spun, dacă vrei să-ți explic, petrec oricât timp vrei cu tine. Uneori am stat cu oamenii și două ori și sunt gata să petrec mai mult timp să-ți explic din Scriptură de ce cred și învăț lucrurile acestea. Dar dacă vii să te cerți cu mine și să îmi dovedești că greșesc, atunci Domnul să te binecuvinteze, frate, dar nu am timp de discuții. Pentru că sunt convins că am dreptate. Păcatul nu va stăpâni asupra mea pentru că sunt sub har. Și nu vreau să mă cert pe tema aceasta. Dacă nu crezi într-o asemenea biruință asupra păcatului, ok, depinde de tine. Dar n-am să intru în discuții pe tema aceasta ca să mă cert. Sunt oameni care vin să se certe cu mine pe tema vindecării de orice boală dacă te rogi și că nu trebuie să iei medicamente. Eu spun, nu cred lucrul acesta. Pavel nu a fost vindecat de țepușul din trupul lui, Timotei trebuia să ia câte puțin vin pentru durerile lui de stomac, deci eu nu cred ceea ce spui, dar nu am să mă cert cu tine îmi amintesc de un bărbat care a venit și a vrut să se certe și am spus, ascultă, hai să vorbim despre cricket. Omul acesta era indian și noi indienii iubim cricketul. Și pentru că el era indian și eu sunt indian, eram de aceeași parte. Deci, nu avem motiv să ne certăm. De ce să ne certăm? Suntem de aceeași parte. Deci am spus, nu mă voi certa cu tine. Pentru că Biblia spune să nu ne certăm, ci să căutăm pace. Deci am fost foarte strict în privința aceasta ca să nu mă lupt cu carnea și cu sângele. Și vă spun că a adus rezultate uimitoare în viața mea, în sensul că m-a făcut să fiu mai puternic împotriva tuturor atacurilor lui Satan. Dacă unii dintre voi vă simțiți hărțuiți de diavol, vă recomand să vă opriți din a vă lupta mai întâi cu soția sau soțul tău. Nu mă refer să reduceți la 5%. Nu! ci scopul vostru trebuie să fie zero luptă. Nu vă certați cu frații și surorile din biserică. Să nu vă certați cu privire la absolut nimic. Ci fiți pe pace. Oamenii spun, cum să trăim în lumea aceasta care este plină de oameni care vor să se certe? Ok, lasă să se certe, dar eu nu mă voi certa cu ei. Să nu mă înțelegeți greșit. Dacă cineva îți fură mașina, ai dreptul să spui lucrul acesta poliției și să încerci să îți recuperezi mașina. Nu mergi la poliție ca să te cerți, ci doar ca să iei ce îți aparține ție. Și dacă cineva îți folosește cardul tău de credit sau îți fură banii, poți să anunți la poliție. Aceasta este dreptate. Eu nu spun că nu trebuie să fim drepți, dar să nu vă luptați cu nimeni. Este foarte, foarte important să înțelegeți acest lucru. Eu nu mă voi lupta cu oamenii. Cred în dreptate. De fapt, Mica 6, versetul 8 spune, Fiți drepți și iubiți mila și umblați smeriți cu Dumnezeul vostru, căci aceasta dorește Dumnezeu de la voi. Mica 6, cu 8. Fi drept și iubește mila și umblă smerit cu Dumnezeul tău. Deci nu este nimic rău să fii drept și să iubești mila. Deci Feseni 6 spune că atunci când nu ne mai luptăm împotriva oamenilor, inima noastră are liniște și este foarte important ca inima noastră să aibă liniște pentru ca Dumnezeu să ne dea biruință. Vreau să vă arăt în direcția aceasta un exemplu din Vechiul Testament. Vechiul Testament este foarte instructiv. Vedem multe adevăruri prezentate în imagine acolo. Iisus a învățat multe lucruri prin povestioare, pilde. Gândiți-vă la pilda fiului risipitor, ce frumos ilustrează dragostea lui Dumnezeu față de un copil păcătos și răzvrătit. Sau pilda cu oaia care s-a rătăcit. Povestioare frumoase ca acestea care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. În același fel, trebuie să ne uităm la multele exemple din Vechiul Testament, pentru că ele sunt lecții pentru noi astăzi, la fel ca și pildele lui Isus. Pentru mine este un beneficiu mare să citesc Vechiul Testament. De exemplu, intrarea în țara Cananului. Uriașii din Canaan sunt ca poftele din firea noastră care încearcă totdeauna să ne tragă în jos. Dorința lui Dumnezeu a fost ca fiecare uriaș să fie ucis. Din aceasta văd că voia lui Dumnezeu este ca fiecare poftă a firii mele trebuie să fie ucisă și chiar și un goliat poate să ajungă sub picioarele mele. Deci am învățat ceva de aici. Sunt ca și pilde pentru mine. David, împotriva lui Goliat, este o pildă pentru mine. Dar lupta mea este cu cea mai puternică poftă a firii mele, oricare ar fi ea. Nu știu care este cea mai puternică poftă a firii tale, care te subjugează și te biruiește. Fă ceea ce a făcut David. Du-te împotriva ei numele Domnului. David a spus, tu ai defăimat armatele Dumnezeului celui viu, de aceea vin împotriva ta numele Domnului. Du-te împotriva acelei pofte care te biruiește, fie că este vorba de mânie sau sex sau pornografie sau orice lucru rău. Du-te împotriva ei în numele Domnului, așa precum David l-a adus pe Goliat sub picioarele lui. Nu prin puterea lui, ci prin marea puterea lui Dumnezeu. Și el poate face același lucru pentru tine. Vreau să vă arăt câteva exemple de felul acesta. David nu a câștigat luptând din răz puteri împotriva lui Goliat, ci prin credință. Noi spunem copiilor că David l-a omorât pe Goliat cu o piatră, trasă dintr-o praști. E ok să crezi așa la nivelul copiilor, dar adevărul este că el l-a biruit pe Goliat prin credință. Nu cu o piatră. Nici un milion de pietre nu ar fi adus biruința. O singură piatră a fost de ajuns pentru că a avut credință. Credința în Dumnezeul lui l-a ajutat pe David să biruiască pe Goliat. Nu uita lucrul acesta. Deschideți cu mine mai întâi la Exod, capitolul 14. Aceste bătălii din Vechiul Testament sunt o imagine a luptei noastre cu Satan. Exod 14. Copiii lui Israel au pus sângele afară pe ușorii ușii caselor lor și astfel au fost protejați de moartea întâilor născuți. Faraon? îi urmărea cu carele lui. Două milioane de evrei mergeau pe jos și Faraon venea cu carele și cai lui. Ei nu mai aveau nicio speranță și ei știau lucrul acesta și s-au supărat cu toții. Și au spus lui Moise, nu erau morminte în Egipt de ne-ai adus aici ca să fim omorâți în pustie? De ce te-ai purtat așa cu noi? De ce ne-ai scos din Egipt? Au uitat de ani de robie. Moise încerca să-i elibereze. Și spune în versetul 10 că au văzut pe faraon și pe egipteni care veneau după ei. Și ei erau foarte speriați și au strigat la Dumnezeu și s-au enervat pe Moise. Și Moise a spus, și apropo, frați și surori, Vă rog să luați aceste cuvinte ca pe un cuvânt de la Domnul pentru voi, în mod deosebit pentru tine, în lupta ta împotriva lui Satan. Când simți că Satan te urmărește în vreun fel și te simți speriat, în acest timp de pandemie este multă teamă în inimile oamenilor. Ce se va întâmpla? Cât timp va dura? Îmi voi pierde locul de muncă? Sau poate l-am pierdut deja? Voi avea destui bani ca să am grijă de familia mea? Multe teme. Dar vă spun un lucru, în fiecare generație, de când Isus a spus aceste cuvinte, acum 2000 de ani, promisiunea aceasta este adevărată. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și tot ce veți avea nevoie, vi se va da pe deasupra. Mâncare, îmbrăcăminte, adăpost, vă va fi dat pe deasupra. Matei 6 cu 23 și Filipeni 4 cu 19: Dumnezeul meu va îngriji de toate nevoile voastre. Toate nevoile, după bogăția sa, în slavă în Isus Hristos. Aceasta este adevărat. Nu trebuie să trăim cu frică. Exod. 14 cu 13. Nu vă fie frică. Acestea au fost cele mai des folosite cuvinte de către Isus spuse ucenicilor lui. Citim în Evanghelie că el obișnuia să spună ucenicilor lui, nu vă temeți, nu vă temeți. Sunt două lucruri pe care le-a spus Isus: Nu păcătuiți și nu vă temeți. Nu păcătuiți și nu vă temeți. Și noi avem astăzi nevoie să auzim aceste lucruri. Nu păcătuiți și nu vă temeți. Sunt la fel de importante. Deci, egiptenii veneau, pentru noi poate că diavolul vine la tine într-un mod sau altul și te hărțuiește cu demonii lui sau prin agenții lui de pe pământ. Nu contează prin cine vine. Ascultați versetul 14. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Voi nu trebuie să vă luptați cu egiptenii. Voi nu trebuie să vă luptați cu carne și cu sângele. Domnul va lupta pentru voi și voi puteți să fiți liniștiți. Asta a spus. Stați liniștiți, căci Domnul va lupta pentru voi. Dragă frate și soră, este acesta un cuvânt direct pentru tine astăzi? Eu cred că este. Și Domnul îți spune ție, nu te teme. Orice ar aduce astăzi frică în inima ta, Domnul va lupta pentru tine. Tu poți să stai liniștit. Citim că exact acest lucru s-a întâmplat. Știți cum Dumnezeu a îngropat armata egipteană în Marea Roșie? Citim în capitolul 15 că ei au cântat o cântare de laudă Domnului. Acum vreau să vă arăt un alt pasaj din Scriptură. În 2 cronici. În în 2 Cronici, citim despre o altă luptă de felul acesta. Dar înainte să merg aici, cred că ar trebui să vă arăt un alt pasaj care se află în doi împărați. În Secondi Ching we read about Elisha, the prophet, who was unde citim despre Elisei, prorocul, care stătea în camera lui, cu slujitorul lui, care presupun că era Gehazi. Unul dintre regi lupta împotriva Israelului și era supărat pe Elisei, pentru că el spunea regelui lui Israel pe unde venea inamicul, pentru că Dumnezeu îi spunea lucrul acesta. Și astfel, întotdeauna, evreii au scăpat, pentru că erau avertizați mai dinainte de către prorocul Elisei. Doi împărați, șase cu opt. Deci împăratul acesta era foarte supărat. Și a spus, cine este cel care spune toate acestea împăratului lui Israel? Versetul 11. Unul dintre slujitorii lui a spus, nu, este Elisei, prorocul care aude tot ce spui tu în camera ta. Dumnezeu îi vorbește și astfel evreii sunt protejați. Și el a spus, ok, atunci armata mea să meargă împotriva lui Elisei. Deci ei au mers și au înconjurat casa lui Elisei. 2 Împărați 6 cu 14. Dimineața, când servitorul lui Elisei s-a trezit și a văzut cai și care ce înconjurau cetatea, s-a speriat. Și a spus, ce să facem? Și aceleași cuvinte. 2 împărați 6 cu 16. Nu te teme. Cât de des trebuie să spună Dumnezeu aceste cuvinte? Pentru că cei care sunt de partea noastră sunt mai mulți decât cei ce sunt cu ei. Gehazi nu a putut înțelege ce vrea să spună Elisei. Cine este de partea noastră? Noi nu avem soldați aici. Apoi Elisei s-a rugat și a spus, Doamne, te rog deschide ochii acestui om astfel încât să poată vedea cine este de partea noastră. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele unde locuia Elisei, plin de cai și care cerești și de îngeri care îl înconjurau pe Elisei. Milioane, cu mult mai mulți decât soldații inamicului. Nu te teme. Cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei. În mod statistic, știți câți îngeri sunt? Noi suntem șapte miliarde de oameni pe Pământ. Sunt mult mai mulți îngeri decât noi. Vreau să vă arăt ceva foarte interesant în cartea Apocalipsa. Și apoi ne vom întoarce la 2 Cronici 20. În Apocalipsa Capitolul 12. Citim despre Satan ca și cum ar fi un balaur mare, versetul 3. În Apocalipsa 12 versetul 3, Satan este prezentat ca un balaur mare. În versetul 4 spune că cu coada lui a tras o treime din stelele cerului. Stelele cerului sunt un simbol al îngerilor. Țineți minte că cartea Apocalipsa este plină de simboluri. Deci, stelele reprezintă pe îngeri. Și atunci când diavolul a căzut, chiar la început, înainte de Adam, el a tras împreună cu el o treime dintre toți îngerii din cer. Dintre toate miliardele de îngeri, o treime i s-a alăturat lui Satan. Și aceștia sunt demonii de astăzi care umblă pe pământ și îi posedă pe oameni. Deci, o matematică simplă: dacă o treime dintre îngeri au devenit demoni, Câți dintre ei au mai rămas îngeri? Știți răspunsul? Două treimi. Deci, pentru fiecare demon sunt doi îngeri. Ați înțeles? Dacă vreți un mod matematic de a primi liniște în inimă, pentru fiecare demon sunt doi îngeri. Deci, nu trebuie să-ți fie frică. Acum să deschidem la 2 Cronici 20. Aici citim despre o altă întâmplare, când au venit mulți inamici împotriva regelui Iosafat. Regele Iosafat era un om cu o frică relativă de Dumnezeu, nu era foarte temător de Dumnezeu, pentru că i s-a alăturat acelui rege rău Ahab. Dar avea o oarecare frică de Dumnezeu și a auzit un mesaj într-o zi. 2 Cronici, capitolul 20, Versetul 2. O mare mulțime vine împotriva ta. Este ca și cum ar veni toată ceata celui rău să atace un copil al lui Dumnezeu. Multe lucruri, mulți oameni, multe circumstanțe care vin împotriva ta. Și Iosafat a avut frică. Și el a făcut ceea ce este înțelept să faci atunci când e frică. Și a întors privirea să-L caute pe Domnul a anunțat un post și i-a adunat pe oameni împreună. Și dacă citim rugăciunea lui Iosafat din versetul 6 până la 12, nu voi trece prin toată rugăciunea, doar vreau să spun că mai întâi el i-a reamintit lui Dumnezeu promisiunile lui. Mai întâi a spus, Doamne, Tu ești Dumnezeu în ceruri. A proclamat că Dumnezeu este Domn în ceruri, Așa ne-a învățat și Isus să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu trebuie să repetăm aceasta, dar atunci când ne rugăm, trebuie să ne amintim întotdeauna două lucruri. Unu, că avem un Tată care ne iubește, și în al doilea rând că El conduce Universul și este în cer. Tatăl nostru care este în ceruri, care te iubește și care conduce Universul. Amintește-ți aceste două lucruri de fiecare dată când te rogi. Altfel, nu vei avea credință. Trebuie să știi că tatăl tău care te iubește este cel căruia îi vorbești. Și în al doilea rând, că el conduce universul. Este atotputernic. puternic. Iisus a spus să vă amintiți aceste lucruri ori de câte ori vă rugați. Deci, acesta este primul lucru pe care l-a spus Iosafat. O, Dumnezeule care ești în ceruri, tu ești conducătorul. Tu ai puterea în mâna ta și nimeni nu poate sta împotriva ta. Aceasta este ca și cum am spune noi astăzi, Tatăl nostru care ești în ceruri. Apoi îl dă exemple din Vechiul Testament. Spune, nu i-ai ajutat-o pe evrei în trecut în felul acesta? Ori de câte ori ai o problemă, uită-te în urmă și gândește-te la momentele în care Dumnezeu te-a ajutat în trecut, când Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile în trecut. Fiecare copil al lui Dumnezeu are o istorie despre cum Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile în trecut și ar trebui să nu le uitați. Eu le-am spus uneori părinților să țină un jurnal. În zilele noastre poți deschide un folder într-un computer, nici nu trebuie să scrii pe hârtie. Deschide un folder în computerul tău unde să scrii evenimente importante din viața ta, în care Dumnezeu a făcut ceva minuni pentru tine. Sunt sigur că toți avem evenimente importante de felul acesta. Poate că după 20 de ani ai o carte, și dacă ai printa-o, poate ai vreo 20 de pagini. Dă-o fiecărui copil al tău ca să o păstreze. Când se căsătoresc, acesta este unul dintre cele mai mari cadouri pe care le poți face. O istorie a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Dar dacă nu le scrii imediat, le vei uita. Dacă le vei scrie imediat, vei ști data și timpul exact, și toate detaliile a ceea ce s-a întâmplat. Este un lucru foarte bun de făcut. Mie nu mi-a spus nimeni să fac lucrul acesta. Mi-ar fi plăcut să îl fi făcut. Dar nu l-am făcut și îmi amintesc că cu mulți ani în urmă, un frate din biserica noastră din sudul Indiei. Mi-a spus, frate Zac, ai putea te rog să scrii o carte despre evenimente din viața ta în care te-a ajutat Dumnezeu? Și mi-am spus, cum să-mi amintesc toate aceste lucruri? În orice caz, Dumnezeu m-a ajutat. Fratele mi-a cerut să scriu doar două pagini a patru în fiecare lună pentru revista lui. Și am făcut lucrul acesta pentru o perioadă de patru ani în fiecare lună și apoi le-a adunat într-o carte și aceasta este cartea intitulată Ziua Micilor Începuturi. Mărturia mea. Dar mi-a fost greu să îmi amintesc. Vă spun că imediat ce vă amintiți, să scrieți. Deci el a spus, Doamne, nu ai făcut lucrul acesta în trecut, pentru că acesta este un mare ajutor pentru credință. Când ești în necaz, poți să te uiți prin cărticică, să dai pagină cu pagină, și să spui, oh, Domnul a făcut asta și asta pentru mine atunci și atunci și cu siguranță mă va ajuta și acum. Și astfel, mai ai o carte pe lângă Biblie care spune ce a făcut Dumnezeu pentru tine în secolul 21. Și următorul lucru pe care el l-a făcut a fost că a cerut să se împlinească promisiunile lui Dumnezeu. Acesta este un alt lucru. Trebuie să știi promisiunile lui Dumnezeu. Versetul 9. Doamne, nu ai promis Tu că dacă cel rău va veni peste noi sau judecata Ta, tu vei face cu tare și cu tare lucruri pentru noi? Și apoi i-a spus Domnului problema. Doamne, asta e problema noastră. Versetul 10. Fiul lui Amon au venit să ne invadeze și uite ce urât se poartă cu noi. Versetul 12. Acesta este punctul culminant. 2 Cronici, 20 cu 12. Doamne, judecă-i tu. Vedeți ce spune? Trei lucruri. Când venim în rugăciune, înaintea Domnului, sunt trei lucruri. 1. Noi nu avem nicio putere. Eu nu pot rezolva problema aceasta, Doamne. Este prea mare pentru mine. Nu știu cum să găsesc rezolvarea acestei probleme. Este un lucru minunat atunci când Dumnezeu ne aduce în situații în care noi înșine nu avem nicio soluție. Dacă citim Vechiul Testament, el este plin de istorie în care Dumnezeu i-a adus pe evrei în situații dificile în legătură cu inamicilor. Și astfel au fost nevoiți să se uite în sus, la Domnul. Și când s-au uitat în sus, au câștigat. Când nu s-au uitat în sus la el, au fost învinși. Și uneori au fost învinși ani de zile. Deci, Dumnezeu îngăduie să vină aceste încercări pentru ca să privim în sus la el. Deci, care este primul lucru? Privim în sus la el și spunem, noi nu avem nicio putere. Doamne, aceasta este prea mult pentru mine. Nu am puterea să rezolv problema aceasta. Sunt prea slab. O să am o cădere nervoasă dacă trebuie să rezolv singur problema aceasta. Numărul 1. Eu nu am nicio putere. 2. Nu știu ce să fac. Nu am înțelepciunea. Acesta este al doilea lucru. Deci, nu am putere și nu am nici înțelepciunea ca să știu ce să fac aici. Este o situație prea complicată pentru mine. Nu știu cum să rezolv problema aceasta. Nu am putere, nu am înțelepciune. Nu știu ce să fac. Chiar și tinerii care se gândesc la căsătorie ajung în situația în care să spună, Doamne, nu știu cu cine să mă căsătoresc, pentru că eu nu știu cum sunt oamenii. Nu am înțelepciune și nu am pe nimeni care să mă ajute. Noi suntem fără putere și nu avem înțelepciune. Nu contează care este problema. Fiecare persoană are o problemă diferită. Dar este aceeași soluție. După cum v-am spus, cereți promisiunile lui Dumnezeu și spuneți, nu am nicio putere. Eu nu am înțelepciune. Și al treilea lucru important, nu vă opriți aici, versetul 12, noi ne încredem în tine. Ochii noștri sunt ațintiți la tine. Deci aceste trei lucruri le-a spus el. Eu nu am putere și nu am înțelepciune, dar mă încred pe deplin în tine că tu vei rezolva problema aceasta, deși eu nu știu cum. Poți să spui și tu așa. Oricare ar fi problema cu care te confrunți acum. Și oprește-te din a te lupta cu oamenii. Vă repet din nou. Începând de astăzi, oprește-te să te lupți cu partenerul tău de căsătorie. Și dacă cumva aluneci, atunci cereți scuze imediat. Cere iertare să fii curățit de sângele Domnului. Și niciodată, dar niciodată să nu mergi la culcare cu certuri nerezolvate cu partenerul tău de căsătorie. Și ce s-a întâmplat? Duhul Domnului a venit imediat, versetul 14, și a dat un răspuns. Și răspunsul a fost, versetul 15, Nu vă temeți din nou. În mijlocul versetului 15. Acesta este întotdeauna răspunsul lui Dumnezeu. Mai întâi de toate, nu te teme. Aceleași cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus lui Moise la Marea Roșie. Bătălia nu este a ta, ci a Domnului. Versetul 17. Voi nu aveți de luptat în bătălia aceasta. Voi stați doar liniștiți și veți vedea salvarea pe care o va aduce Dumnezeu. Cuvinte similare precum cele spuse lui Moise mai înainte în Exodul 14, la care ne-am uitat mai înainte. Voi stați liniștiți și vedeți ce va face Domnul pentru voi. Eu am experimentat lucrul acesta de nenumărate ori în viața mea. Și nu aș fi experimentat lucrul acesta dacă Dumnezeu nu ar fi îngăduit să ajung în situații foarte grele și dificile. Dacă aș fi avut o viață ușoară, chiar din momentul în care m-am întors la Domnul, atunci nu aș fi experimentat niciodată aceste promisiuni. Vă spun sincer că îi mulțumesc lui Dumnezeu mai mult pentru situațiile dificile cu care m-am confruntat în viață, decât pentru vremurile ușoare pe care le-am avut. Și nu spun aceasta încercând să fiu duhovnicesc. Acesta este adevărul. Pentru că în aceste vremuri grele, în momentele de strâmtorare, am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu într-un mod mai intim. Și toată viața și lucrarea mea nu au fost rezultatul doar studierii Bibliei. Aș fi ajuns un învățător academic, ce au fost rezultatul vieții mele întregi. Deci mulțumește lui Dumnezeu pentru toate situațiile din viața ta în care Dumnezeu vrea ca tu să îl cunoști mai bine. Stai liniștit și privește ajutorul lui Dumnezeu. Nu-ți fie frică. Cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Pentru fiecare demon sunt doi îngeri. Știți referința din cuvântul Apocalipsa 12. Să nu vă fie frică niciodată. Nu-ți fie frică, nu-ți fie frică. Înainte ca Isus să meargă la cruce, ce a spus el lucenicilor? Ioan capitolul 16. Cuvinte foarte adevărate. Tocmai terminase ultima cină, tocmai terminase de mâncat, le-a dat un mesaj minunat. Predica de pe Munte a fost un mesaj lung, Matei, capitolul 5, 6 și 7, și aici a fost din nou un mesaj lung, Ioan, capitolul 14, 15 și 16, ceva asemănător. Și care este ultima propoziție din acest mesaj? Capitolul 17 este o rugăciune, este rugăciunea de încheiere. Dar care este ultima propoziție a mesajului lui Isus înainte de a merge la cruce? Îndrăzniți! Nu vă fie teamă! Ioan 16, cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. Pace în inimile voastre. Nu vă temeți. Îndrăzniți este același lucru ca și cum ai spune, nu te teme. Nu te teme. Fii curajos. Eu am biruit lumea. Nu vei avea vremuri ușoare în lume, iar ultima propoziție pe care le-a spus-o ucenicilor a fost: Voi nu veți avea vremuri ușoare în lume. Ați auzit aceasta? Aceasta este ultima propoziție pe care a spus-o Isus înainte de a merge la cruce. Câți dintre voi știți aceasta? Ultima propoziție din mesajul lui. Mulți creștini cred că vor avea niște timpuri ușoare. Nu, Isus a spus că nu veți avea timpuri ușoare în lumea aceasta. Dar în mine veți avea pace. În lume veți avea necazuri și încercări și conflicte și dificultăți. Încercări grele. De unde ai ideea că dacă ești creștin, vei avea o viață foarte ușoară, fără nicio problemă? Aceasta nu este din Evanghelie în lume vei avea necazuri și dacă nu le vrei, atunci nu fi creștin. Pentru că stăpânitorul lumii urăște agenții lui Isus Hristos, care sunt dușmanii lui. În lume veți avea necazuri, dar Isus a spus, eu am biruit lumea. Și nu numai lumea, ci și pe stăpânitorul acestei lumi. Ioan, capitolul 14, versetul 30. Stăpânitorul lumii acesteia vine, dar el nu are nimic în mine. Stăpânitorul acestei lumi a încercat timp de 33 de ani și jumătate să pună ceva în mine, dar nu a reușit niciodată. A fost înfrânt în fiecare lucru timp de 33 de ani și jumătate. Eu l-am biruit. Și acum voi termina cu el la cruce. Și îl voi învinge pe Satan o dată pentru totdeauna la cruce. Fii pe pace. Ai curaj, nu ți fie frică, a spus Isus, căci eu l-am biruit pe Satan în viața mea și acum îl voi zdrobi la cruce. Așa precum Dumnezeu i-a spus șarpelui în grădina Edenului, Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Tu îi vei lovi călcâiul. Ceneza 3. Și da, mâinile și picioarele lui Isus au fost rănite la cruce. Aceasta a fost lucrarea diavolului și va avea aceste cicatrici pentru veșnicie. Dar acesta a fost modul prin care capul șarpelui a fost zdrobit. Trebuie să credem acest lucru. Eu am biruit lumea, am biruit stăpânitorul lumii acesteia. Și acum tu ai biruința mea garantată. Dar dacă vrei ca să ai această biruință, este o regulă fundamentală: niciodată să nu te lupți cu carne și cu sângele. Veseni 6 cu 12. Nu te lupta cu carne și cu sânge. Nu te lupta cu oameni. Vă spun din experiența mea de ani de zile. Dacă decizi astăzi că de acum înainte nu vei mai lupta niciodată cu oamenii și nici măcar nu te vei certa cu oamenii, sunt așa de mulți creștini care au venit să se certe cu mine și eu le-am spus, vă rog, haideți să încheiem, să încheiem discuția pentru că nu ajungem nicăieri. Ne îndreptăm spre ceartă și eu urăsc ceartă. Dacă vrei să discutăm ceva prin care să încercăm să ajungem la o concluzie și vrei să îți spui și tu punctul tău de vedere și îmi spun și eu punctul meu de vedere, atunci nu mă supăr să stau ore întregi cu tine la discuții. Dar dacă vii cu un duh rău pentru ceartă, atunci eu mă retrag. Nu cedez, doar mă retrag. Nu vreau să mă implic în această discuție, pentru că urăsc controversele și certurile. Și vă spun de ce? Pentru că vreau să fiu echipat să mă lupt cu diavolul. Dușmanul meu nu ești tu, frate, ci Satan. Tu nu poți fi niciodată dușmanul meu. Chiar și ne nu sunt dușmanii mei. Eu nu am niciun dușman în lumea aceasta, nici măcar unul. Poate că alții mă consideră pe mine dușmanul lor, dar eu nu am niciun dușman. Singurul meu dușman este Satan. Eu nu mă voi lupta cu carnea și cu sângele. Și când am luat hotărârea aceasta cu mulți ani în urmă, m-a ajutat foarte mult în viața mea. Voia lui Dumnezeu este să fii un biruitor. Vreau să închei Romani, capitolul 8. Acum puteți înțelege acest verset mai bine. Romani 8. Câteva versete de aici. Mai întâi versetul 31. Deci ce vom zice noi? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Toți dușmanii care au luptat împotriva lui Israel, dacă Dumnezeu era de partea Israelului, dușmanii erau înfrânți și este la fel și astăzi. Toți demonii iadului nu se pot atinge de noi. De ce să te îndoiești de ajutorul lui Dumnezeu? Romani 8, versetul 32. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său și l-a dat pentru tine, atunci când pe tine nu te interesa de Dumnezeu, el a trimis pe Fiul Său pentru tine, pe când tu nu aveai niciun interes despre lucrurile cerești. Și acum că te interesează lucrurile cerești, cu atât mai mult El te va ajuta. Și versetul 37. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și sunt absolut convins, Romani 8,38, 38, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură de pe pământ sau din cer, nu vor putea să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos. Eu sunt ca și într-o capsulă mică, precum oamenii care merg pe lună. Ei nu respiră din atmosfera lunii, pentru că asta i-ar ucide. Pentru mine aceasta este o imagine frumoasă a vieții creștine. Eu sunt într-o capsulă înconjurat de Hristos, în care respir atmosfera cerului și mă gândesc la lucrurile cerului, pentru că atmosfera lumii acesteia mă ucide. Deci sunt protejat. Nimic nu mă poate separa de această capsulă a dragostei lui Dumnezeu în Isus Hristos. Trăiesc în interiorul ei. Respir dragostea lui Dumnezeu în Isus Hristos în fiecare zi. Cum să-ți fie frică? Cum poți să fi speriat când ești în această capsulă? Trăiești pe un pământ rău. Oamenii ar fi putut trăi pentru totdeauna pe lună, pentru că aveau acest cilindru cu oxigen și puteau să respire. Mă refer nu pentru totdeauna, pentru că oxigenul s-ar fi terminat într-o zi. Dar, pentru noi, oxigenul ceresc nu se termină niciodată. Suntem totdeauna în această capsulă în care suntem mai mult decât biruitori. Dragi frați și surori, Acestea nu sunt teorii. Le-am experimentat în viața mea timp de mulți ani și îmi doresc pentru fiecare dintre voi lucrul acesta. Puteți să le aveți. Și dacă luați cuvântul lui Dumnezeu pentru voi, începând de astăzi, într-un mod serios, și să spuneți, Doamne, este un singur lucru pe care îl pot face, și tu vei face restul. Eu mă voi opri din a mă lupta cu oamenii și nu mă voi mai lupta niciodată cu carnea și cu sângele. Îți încredințez ție, dușmanii mei. Datoria mea este să iubesc, să am pace cu ei și să fiu bun. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Haideți să ne rugăm. În timp ce capetele noastre sunt plecate la rugăciune. Oricare ar fi povara din mintea sau inima ta, frate și soră, aruncă greutatea ta asupra Domnului. Arunc-o asupra Domnului chiar acum, să nu te îngrijorezi de nimic. Lasă totul Domnului și pacea lui Dumnezeu, care este mai presus de înțelegerea noastră, îți va păzi inima și mintea în Isus Hristos. Doamne, mă rog ca lucrurile acestea să fie adevărate pentru fiecare care a ascultat astăzi cuvântul acesta sau care îl va auzi în zilele următoare, ca numele tău să fie glorificat. Ajută-ne să te cinstim și să te glorificăm prin modul în care trăim pe pământul acesta. Ne rugăm în numele lui Isus. Amin.